Nu mai pirata în jocuri, cumpără-le pe G2A și economisește 3% cu codul din descriere. Hei, salut tuturor și bine v-am episod. Astăzi, fraților, o să facem colaborare mult așteptată cu Racu și Armageddon. Salutare, salutare, oameni! Și în ce constă această colaborare? Fiecare dintre noi o să aibă două chestulețe în care vor fi câte două rânduri de iteme. Într-un chest vor fi iteme bune, într-un chest iteme mai slăbuțe. Și Racu sau Armageddon o să vrească să aleagă un chest și un slot pe care va fi un item pe care o să vrească să-l ștergem. Ca un fel de ruletă rusească, cu alte cuvinte. Exact. Într-un fel, da. Deja distribuirea itemelor, unde vor fi iteme bune, unde vor fi iteme rele, va depinde de fiecare, dar și tematica va fi diferită. Adică la mine o să fie două teme, în chestul acestea vor fi două teme, adică mecanic, haine și etc. La Racu vor fi alte două teme și la Armageddon alte două teme. Așa că o să vedeți clipurile lor în descriere, să vă duceți la ei să le vizionați și să dați desigur un like și să vă abonați dacă n-ați făcut asta încă. Și nu dați de un share acest episod, că o să mă ajute enorm de mult. Așa, hai să ne ducem și noi să alegem temele pentru fiecare. Ne ducem la Recycler pentru că acolo sunt toate temele pe care putem să le alegem, 6 teme, cât două la fiecare, e perfect. Așa, băieți, ce teme îmi alegeți mie? Electronics? Din partea mea, Electronics. Electronics, da. Și de Armageddon? Bun, și din partea mea, cred că ți-aș sugera să mergi pe Otter, adică pe resurse. Pe resurse asta, apă, pe resurse. Lemn, apă, piatră. Lemn, tot ce înseamnă piatră, iron, steel plate, armuri. Electronics și resurse, da? Da. Ok. Bine, pentru Racu ce teme alegem? Hai Armageddon, tu primul că am murit și mă duc rebis. Cred că aș merge pentru Racu, aș merge pe Melee Weapon. Și eu cred că mă duc pe... Hai pe Mechanics. Mechanics? Ok, rămâne pe Mechanics. Bun. Bun, înseamnă că mie mi-a rămas ce mi-a rămas, nu? Dar hai, alegeți voi ca să fie, să fie este bine. Este Firearms, da, da, și haine. Firearms, da, firearms și hainele. Da, că eu am Avar, da, Avar. Spuneți-mi și mie cine alege una și alta, ca să știu pe cine eu să aleg... țin minte. A, da, la mine hainele. Hainele. Eu aleg hainele. A, la mine armele. La mine armele de foc. Avem arme și haine, ok. Am înțeles. Așa, eu am Electronics și Avar, Racu are Mechanics și Melee Weapons și Armageddon are Firearms și haine. Bun, gata. Acum ne ducem și să ne... Începem pregătirea, fraților. Ne pregătim chesturile exact așa cum trebuie, după care începe ruleta rusească. Ne ducem să ne distribuim itemele. Și am terminat să spun și eu itemul din chesturi, asta am pus eu în chestul respectiv și asta am pus eu în celălalt chest. Deja ce item va fi șters depinde de persoana care vă alege chestul și slotul pe care nu știm noi că va fi ales. Așa că cine alege primul? Ce culoare ai la chest? Ce culoare ai la chest? Racu și albastru. Racu și albastru. Păi presupun că o să iau eu cel roșu, nu? Și eu presupun că îmi rămâne cel albastru, de ce nu? Eu am ales primul, presupun că Racu primul. Eu... Armageddon va okay, fi deja doar acest. Ok. Bun, 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 bun. Deci, pe primul rând ai ce am ales eu pentru tine, Electronics. Păi atunci șterge de pe poziția 2, de pe primul rând. Și am șters 5 USB drive. Fix... Fix Electronics și-o ales Racu. Ștergem aici, puteați șterge și heat sensor. Restul erau deja chestii mai nașpa. Wiring. E ciudat că noi nu vedem asta. Da, da, da. Da, e oricum. Eu înțeleg. Wiring. Și înțeleg că eu am ales chestul slab. Da. Da. Da, bun. Deja okay. În chestul cea mai bun măcar erau știm o chestie. Armageddon a luat chestiile mișto. Ia să vedem. Ești acolo? Mm-hmm. Panda? Bun. Ai două rânduri, să înțeleg. Pe rândul 2
Aș vrea poziția 4. Rândul 2, poziția 4. Și... Dă-ne veste bună. Am șters Stonebrick. Stonebrick pe bune? Da, un stack de Stonebrick. Puteai șterge și High-Tech Components. Parcă era cocesul bun. Păi e cel bun, n-ai nimerit tu cel... E panda sărac. Puteai să ștergi sau un stack de Oakplank sau Electronic Circuit sau High-Tech Components. Și deja USB. Am înțeles, am înțeles. Am înțeles. It's ok. Bun. It's okay. Acum predau ștafeta, continuă. Așa că din chest roșu, primul rând, slotul 2 este liber. Da, ok. Vreau de pe al doilea rând, da, din chestul slab, ultimul item, poziția 5. Ultimul Lozește, stack da. De Battle of Water. Bun. Eu cred că e scam, Racco, e scam pentru noi. Am impresia că panda ne dă scam acolo, noi nu vedem ce face. Bricks, apă, pe bune? Dar fost resurse. Mi-ați spus QSB-uri, deci aia chiar a fost QSB-uri, știi? Mă simt așa, cred că i-am făcut mega pagubă. Da. Așa fix în inimă, 5 QSB-uri. Preia ștafeta. Bun. Haideți să mergem pe etajul 1, că pe dealul pe etajul 2 am fost și i-am dat de bolovani. Pe etajul 1 mergem pe poziția 3. Și am șters 10 beri. Asta e pagubă, într-adevăr. Da, asta chiar e. Asta e pagubă. Bun. Okay. Deci panda a rămas, hai să facem așa un total. Panda a rămas fără 5 sticuri, da. 20 de stone brick, 20 apă și bere. 10 beri. Da. Și care era cea mai valoroasă chestie de acolo, panda? Din chestul cel bun sau din chestul cel slab? Din chestul cel bun. High tech components. Sau un walk, sau un stack de walk plank, nu știu care e mai bun din el două. Deci... Vedeți că mai avem o șansă, poate îl nimerim, cine știe. Hai mai departe. Okay. Hai până rămân în chest vreo 5 sloturi goale. Ok. Așa. Okay. În chestul roșu, slotul 2 de pe primul rând și ultimul slot de pe rândul 2 sunt libere. Ok. Păi atunci, tot rândul 2, prima poziție. Prima poziție și am șters un signal amplifier. Wow. Sper că n-ai dat faliment. Nu mai ai semnal acum. Bun, Armageddon? Bun, haideți să încercăm tot pe etajul 2 și să sperăm că nu dăm miss, cum dădeam cu Acaus, cu M16-le. Mergem pe poziția 5. Pe poziția 5 este... Etajul 2. Electronic Circuit, unul singur. E, mai stăm de vorbă așa. Așa. Și pe chestul albastru, pe primul rând, locul 3 e gol și etajul 2, ultimele două rânduri sunt la fel goale. Bun. Ok. Vrei să mai continuăm, panda? Desigur, să continui distracția. Îmi dau seama. Până nu-și ia glonțul în cap, nu se lasă. Chestul roșu. Atunci, rândul 2, poziția 2. Și am șters 10 Fig Fabric. Wow. Wow. Să zicem că ești. Eu tot am impresia că face troll cu noi. Armageddon, tu ești puțin cam prea OP, știi? Asta e chestia. Că... Am înțeles. Probabil ți-ai pus acolo la chestiile ieftine, cred că ai pus câteva stack-uri. Gen, ai pus în fiecare poziție, ai pus 3 stack-uri, știi? Într-o singură poziție de electronic. Problema este că sunt pe mail și pe... Nu pe mail, pe haine și pe arme, nu se stachează astea, nu merge. Da, asta e problema, că altfel altă problemă nu exista. Nu că nu ai avea sau ceva, problema e doar că nu... Am făcut oricum regulă, am pregătit niște bijuterii pentru voi. Bun, panda, hai să mai trag și un glonț. Ce ai zice de poziția, să zicem, 3, etajul 1? Din păcate e goală. Ai tras deja am acolo. Am înțeles. Îmi dai voie să încarc din nou? Atunci haideți pe poziția 1. Pe poziția 1 e 10 wiring. Minus 10 wiring. Și da, acum... niște steel plate, n-ai și tu pe acolo niște aia? Eu m-am abținut, deci nu pot să cred că m-am abținut și a zis Armageddon. A, te-am mutat că steel plate-ul sunt resurse. Deci nici n-ai pus asta. Nu. Dracu, ți-am spus că e troll. Ăsta e troll pe față. Te trolează. E după eu resurse, am luat ca lemn și că lucruri de astea. Panda, a uitat că există și chestii valoroase în
Cupru, de exemplu, Cooper Bar. Asta deja pentru partea a doua din colaborare, așa că dacă mai doriți, nu uitați de un like și un share. Bifat. Așa, Racu, ultima încercare din chestul roșu. Ok, ultima încercare. Trebuie să fie ceva monumental. Rândul 2, poziția... Nu, sau hai, rândul 1, poziția 4. No, 2, hai, hit senzor. Oh. Fix cel mai bun lucru din chest, așa de final. Așa mai stăm de vorbă. Monumental. Și mă așteptam să spui rândul 2, locul 4, dar l-ai pus pe 1. Da, da, mă pregăteam să zic și după aia m-am răzgândit. Deci ce a rămas după chestul lui Raku, puteți observa, rope, wiring și flashlight. Acum, Armageddon, ultima șansă să ne dai criticala. Am înțeles, etaj 1, poziția 5, din prima așa, fără să stăm pe gânduri. Și am șters 2 electronic circuit. Electronic circuit? Două bucăți? What? Da. Okay. E ok. Așa mai stăm de vorbă? Da, așa, așa, da, așa mai merge, parcă altfel. Deci și în chestul acesta au rămas tranzistoare, high-tech components, un stack de oak plank și 4 USB drive. Ok, ok. Și cam acesta a fost videoclipul, da? Da. Deci cam acesta... Nu uitați, dacă mai vreți colaborări de genul ăsta, nu uitați butonul de like, lăsați-ne un comentariu ce părere ați avut despre colaborarea asta și dacă mai aveți idei de alte colaborări, tot în genul ăsta, pentru că e foarte greu să colaborăm, e foarte greu să facem, să venim cu idei pentru videoclipuri de genul ăsta, pentru că momentan nu avem foarte multe opțiuni, jocul nefiind multiplayer. Așa că dacă aveți vreo idee originală, puteți să o lăsați în comentarii, desigur, și dacă ar fi foarte apreciată și foarte interesantă, poate o să o punem în practică. Și cam acesta a fost videoclipul, eu sper că v-a plăcut, nu dați treceți și pe la Raku și pe la Armageddon pentru că au teme diferite și sper că să vă placă și clipurile lor. Și ne vedem deja data viitoare la un alt episod, v-am pup toți, pa, pa! Peace! Baftă!